reglat niște uși. Aici mi-e îmi place. Sunt date jos grilele astea pentru igienizare, ne-ați spus, nu? Da, deci igienizăm toate plenurile, vom monta grilele, se lucrează la nurse call, de asta sunt desfăcute rampele. Toate cablurile au fost testate, dar când se pune în funcțiune, să mai fac mici identificări. Și atunci când se trece de pe generator, e o întrebare să plătesc, nu? Când se trece de pe generator, pe... Da, avem un tablou ARR, asta face sigur. Și nu afectează cu nimic. Da, da. Asta e menirea lui. Când simte rețeaua asta dispără. Deci face switch-ul fără ca echipamentele din interior să se pentru că noi acum suntem pe generator. Noi funcționăm doar pe generator. Suntem în probe, doar pe generator. Deci puterea generatorului nu este să țină tot spitalul modulat. Da. Da, da, da. Practic duce doar vital. El o să ducă doar vital, da. Da. Vorbim împreună, da. Când o să fie, poate. Nu am atat cele 4 statele, că avem 4 statele și nu știu unde sunt aici. O să-i trăim în urmă, o să schițele cu... Da, multe ori și să le trăim. Multe ori și animale. Da, multe ori. Da, ca să ia gestionează asta cu mobilier. Vrei să fim în modulat, da? Vrei să fim în modulat, da? Vrei să fim în modulat. Era un dat la zac și voi, dar să nu am lăsat. Observe. Avem peste 11.000 de donatori individuali care au donat fie prin SMS, fie prin transfer bancar, fie prin donație online. Sponsor care a făcut sponsorizări, eu am sponsorizări de 250.000 de euro, de 100.000 de euro, multe, de 50.000 de euro, câteva. Și... Asta a fost mai estimată și ați strâns Da, suma da, pe care o estimăm noi că o vom cheltui până la finalul proiectului e undeva la 2.600.000 de euro. Poftim? Donațiile până acum? Donațiile până acum se ridică undeva pe la aproape 800 și cât? Aproape de 900.000 de euro. De euro, pardon. Da. Și o întrebare. Cât de greu a fost să adunați banii necesari pentru acest proiect al doilea, cred că mare al fundației? Foarte greu. Pentru acest proiect a fost mai greu decât pentru alte proiecte. A existat o reticență, cred că, din partea donatorilor, pentru că oamenii sunt cumva revoltați că statul nu se apucă odată să facă și trebuie toți bani de la oameni să strângem să facem. Și cred că de aici vine reticența pe care am întâmpinat-o. E, cred că, primul proiect în care nu reușim să strângem toți bani. Și mai bine, cred că, reticența și din alte proiecte ratate de către autorități și poate din faptul că acesta este primul nostru proiect în zona Moldovei și oamenii nu știu că da, lucrurile chiar se pot face sau nu că nu știu, dar nu mai cred, nu mai au încredere după atâtea lucruri care nu s-au întâmplat sau s-au întâmplat foarte prost și de fapt s-au fost făcute investiții care fie niciodată n-au ajuns să trateze pacienți, fie au tratat foarte prost. Cred că teama oamenilor e cumva justificată. Acum sunt doar 9. Dacă tot ați deschis subiectul cu incendiu din ATI, ați primit un document de la parchet? De la anchetatori? Parchetul doar trimite, cred că mă fac cu anumite cere pentru anumite documente sau mai fac dumnealor câte o vizită cu poliția locală, IBJ-ul, neamț. Ca să mai ridice probe sau alte chestii. Deci în condițiile în care spitalul este regulat, va fi gata în ultima săptămână, când va fi funcțional pentru spital, ce va face spitalul cu el? Noi vrem să-l facem jumătate în prima perioadă
prima lună, până vedem ce răspuns primim de la parchet privind folosința acelui salon 246. Și probabil că asta vă zic, vom avea un salon COVID și două saloane non-COVID pentru pacienți. E discutată deja problema transportului care v-a făcut cu ambulanța în cazul care se dorește mutarea unui pacient de la secțiile chirurgicale la ATI aici. E o soluție temporară, noi sperăm să obținem acel salon 246 de la etajul 2 pe care să-l folosim pentru postoperatori. Deci aici va fi și pentru pacienți cu COVID și pentru da, la situația actuală a spitalului avem nevoie de mai multe paturi ATI pentru operații și dorim să amenajăm și aici măcar unul din cele trei savane. Estimați cam când vor putea fi îngrijiți aici pacienți? Deci ținem cont că ei vor ieși aici din partea interioară la sfârșitul săptămânii acesteia și probabil transformatorul mai durează încă o săptămână, deci cam într-o săptămână jumătate putem. Testele au fost făcute, puteam accepta pacienții și testele au fost făcute pe toate echipamentele, pe toate liniile, cu aer comprimat, cu oxigen, cu prize, cu întrerupătoare, tot, deci totul funcționează, este apă în conducte, avem tot ce ne trebuie, mai trebuie să vină mobilierul de bucătărie și pentru personalul medical și e gata de activitate. Și echipa medicală aveți? Echipa medicală, bineînțeles. Echipa medicală, deja am discutat cu doctorul Gurău, se vor împărți pe două echipe mai mici, ca să zic așa, și ne descurcăm. Toate cererile de angajări de la ATI au fost aprobate, deci sunt tot ce și-au dorit dumnealor au primit. Și